Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Despre aceasta povestim chiar acum. Nu blocadei Republicii Moldovenești nistrene, nu jefuirii poporului. Nistrenii doresc să fie auziți. Noile taxe de import, o tentativă de a slăbi Republica noastră. Ajunul de bobotează, astăzi a început sfințirea apei. Nu blocadei Republicii Moldovenești nistrene, nu jefuirii poporului. Nistrenii doresc să fie auziți. Atitudinea sa față de metodele discriminatorii ale Moldovei, ei și-au exprimat-o astăzi din nou. Oameni cu drapele și lozinci s-au adunat lângă Palatul de Cultură Tkachenko din Bender. Acolo se desfășura ședința Comisiei Unificate de Control, la care participă și partea moldovenească. Bender, Palatul de Cultură Tkachenko. Astăzi aici s-au adunat nistrenii neindiferenți la un protest, totul din cauza introducerii de către Moldova a taxelor vamale. Oamenii îi cer Chișinăului să înceteze jefuirea nistrenilor. De la 1 ianuarie, antreprenorii noștri au fost supuși unui adevărat bir din partea Moldovei, așa numitele taxe de import. În așa mod, Moldova trece banii din bugetul nistrean în al său. Noile modificări în codul vamal al Republicii Moldova vor lovi asupra buzunarului muncitorilor obișnuiți. Aceasta îl vizează pe fiecare. În general, din cauza metodelor de presiune din partea țării vecine, sub lovitură sunt toți. Cei care aduc în Nistrenia produse alimentare și medicamente, utilaje, cei care produc marfă. Taxele vamale ale Republicii Moldova vor aduce consecințe ireversibile. Întreprinderile nu vor funcționa, va începe șomajul în masă, copiii noștri nu vor putea primi educație normală, pensionarii și cetățenii nu vor putea primi tratament normal în sectorul sănătății, spitalele noastre nu vor putea funcționa normal. Sperăm că bunul simț va prevala, conducerea Moldovei va lua decizia corectă și va anula taxele vamale. Noile taxe vamale introduse de Moldova lovesc asupra bugetului nostru. Republica Moldovenească-Nistreană va pierde 10 de milioane de dolari în an. Cred că mitingul nostru va avea rezultat și ei vor înțelege cuvintele noastre. Vor înțelege că trebuie să trăim în pace, să ne înțelegem, să ne așezăm la masa de negocieri. Nu blocadei Republicii Moldovenești-Nistrene, nu jefuirii poporului. Lozinciule din mâinile oamenilor vorbesc de la sine. Nistrenii și-au sonorizat poziția și speră să fie auziți. Noile taxe la import sunt o tentativă de a slăbi Nistrenia. De la 1 ianuarie, întreprinderile noastre și antreprenorii trebuie să-i plătească Chișinăului, de fapt, un bir. Despre aceasta, în ajun, au vorbit în Sovietul Suprem. Lovitură în spate, așa numesc la noi taxele Moldovei. Chișinăul fără preîntâmpinare a creat o problemă ordinară. Situația nu este simplă. E necesar a remarca că decizia funcționarilor vecinilor noștri a fost bruscă. În decembrie, nici la un nivel, fie în grupurile de lucru sau la interacțiunea părților, nicăieri n-a fost sonorizat faptul că va fi luată o așa decizie. Desigur, hotărârea neașteptată ce influențează activitatea economică întotdeauna e dureroasă, atât pentru subiecții de gospodărire, cât și pentru bugetul Republicii. Potrivit prognozelor preventive, paguba din cauza taxelor va forma 10 de milioane de dolari și nu e unica problemă pe care Moldova a creat-o pentru Nistrenia. Mai adăugăm blocarea importării medicamentelor, interdicția la exportul întreprinderilor noastre industriale. În ce privește noile taxe vamale, o fac pentru a ne slăbi, pentru ca mai târziu să ne înainteze noi ultimatumuri, să ne facă să cădem în genunchi. Dar, după cum înțeleg, noi nu suntem singuri. Avem cu ce răspunde. E vorba și de potențialul Nistreniei și de voința poporului nostru. Cu cât mai multă gălăgie e în jurul acestei fără de legi, cu atât e mai bine și cât n-ar fi de paradoxal, atât pentru noi cât și pentru Chișinău. Pentru că acest gen de aventură pe care o întreprinde, îl poate duce departe și acest lucru nu-i trebuiește nimănui. E timpul să se oprească. Cred că e timpul să înțeleagă că totul s-a schimbat și întoarcerea în trecut, ceea ce își doresc ei, nu va fi niciodată. Noile taxe sunt o tentativă ordinară a Moldovei de a pătrunde în bugetul Republicii Moldovenești-Nistrene și o încercare de a se achita pentru propriile datorii gigantice din contul Nistreniei.
Discriminare pozitivă. Așa a numit Oleg Serebrean, vicepremierul pentru așa numita reintegrare a Moldovei, taxele impuse Nistreniei. Cu alte cuvinte, Chișinăul vede momente pozitive în restricționarea drepturilor și libertăților și nu vede niciun rost în dialogul constructiv cu Tiraspolul. Despre acest lucru se vorbește din ce în ce mai mult în mod public. Tendința de a pune capăt formatului 5+2 a fost susținută de către fostul negociator din partea Moldovei, Alexandru Flenchea. El a declarat că formatul nu mai există și e necesar să căutăm, citat, alte căi. Igor Munteanu, fost ambasador al Moldovei în SUA, a declarat de asemenea despre stingerea formatului 5+2. Acum e liderul unuia din partidele Moldovei. Conflictul nu poate fi rezolvat prin negocieri, nici în formatul 5+2, nici 33+33, nici 1+1. Aceasta e deja opinia deputatului Oazu Nantoi. Fostul ministru al apărării, Șalaru, a declarat că e necesar să se ieie măsuri dure și să rezolve problema cu Nistrenia odată și pentru totdeauna. De fapt, toate aceste declarații sunt o confirmare a intențiilor Chișinăului. Din 2019, Moldova blochează activitatea formatului 5+2. În loc să rezolve problemele de care depinde viața oamenilor, creează altele noi. De exemplu, aceleași taxe de import. OSCE a criticat autoritățile moldovenești, nu pentru taxele în sine, ci pentru că nu au preîntâmpinat Tiraspolul. După cum puteți vedea, în procesul de negociere internațională, acum e orbire, muțenie și surditate. Observatorii surdo-orbi se prefac că nu observă nimic sau critică foarte modest undeva. În anul trecut, cel mai important element a fost atunci când partenerii internaționali, atât OSCE cât și Uniunea Europeană, au recunoscut că adoptarea legii despre separatism a fost o greșeală din partea Moldovei și un pas destructiv. Acesta e singurul punct care a fost clar indicat. Articulat. Chișinăul a îngropat formatul 5+2. Declarația politicienilor și experților confirmă încă o dată teza că Moldova nu este interesată de dialogul cu Nistrenia în orice format. Tiraspolul așteaptă cu răbdare ca vecinii să înțeleagă că această abordare duce la impas și să revină la masa de negocieri. Fermierii Moldovei care arendează pământul în raionul Băsari vor achita taxa la vama Nistreană. Aceasta ține de importarea și exportarea răsadului, îngrășămintelor, tehnicii și nu numai. Sovietul Suprem a adoptat legea în lectura a doua. E de menționat că în cadrul codului Vamal au fost anumite facilități pentru utilizatorii de pământ. Noi am luat decizia ca toți subiecții de gospodărire, în corespundere cu Constituția Republicii Moldovenești-Nistrene, să lucreze în condiții egale. Sovietul Suprem a examinat amendamentele în legea despre protecția și securitatea muncii, în codul muncii. Propun să determine algoritmul exact cine și cum poate pretinde la compensarea pentru boli profesionale, până ce așa normă nu există. Cunoaștem că asemenea cazuri sunt. Multe state examinează bolile profesionale drept cazuri nefaste și le cercetează. Au fost adresări în comitetul dat. În 2002 a avut loc o cercetare ce ține de studenta care a învățat 6 ani la Facultatea de Medicină a Universității de Stat Nistrene. S-a aranjat în muncă la internatură. În acest timp s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Acest caz poate fi sau nu numit profesional. Atunci a fost intentat un proces civil. Deputații au propus fiecare caz nefast produs la întreprindere sau din cauza bolilor profesionale să fie examinat în cadrul unei comisii. Apoi, celor care au avut de suferit le va fi fixată o compensare. Se planifică la fel de a efectua controlul îmbolnăvirilor profesionale în spitale și policlinici. Proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură. În Nistrenia nimeni nu poartă responsabilitatea pentru 41 de diguri. Multe din ele se află în stare avariată. În timpul inundațiilor, ele pot fi distruse. Se propune a le repara din contul statului. Sovietul Suprem, în două lecturi, a aprobat inițiativa de a repara digurile. '81 de ani în urmă a fost ruptă blocada Leningradului și chiar dacă orașul de pe Neva s-a mai aflat încă în ocupație, totuși locuitorilor de aici le-a păruseră speranța la salvare, la viață. Ajutorul eroic al populației civile și jertfirea de sine a apărătorilor au salvat orașul de nimicire.
Două surori, martori ai blocadei Leningradului, cu lacrimi pe față și mare durere în suflet, își amintesc despre acei ani strașnici. Nici astăzi nu pot uita cele 125 de grame de pâine pe care le primea mama lor dimineața și le împărțea celor trei copii, iar seara apă, cu puțină sare și mai mult nimic. Au căbubălă! Cei care aveau copii mici puteau primi terci. În 42 eu eram cea mai mare, aveam 10 ani, iar frățiorului îi dădeau terci și eu mă duceam după el. Până mergeam pe drum spre casă, cu încetul îl mâncam. Mama mă certa căci nu aduceam tot terciul. Ne-a ajutat fratele mamei, care de câteva ori ne-a trimis colete cu produse alimentare. Fasciștii bombardau orașul din aer, de pe pământ și de pe apă, zi și noapte. Copiilor nu le permiteau să iasă singuri afară. În jur erau mulți șobolani, chiar ataca oamenii. În curți peste tot erau cadavre. Tatăl nostru lucra în serviciul de pază. Îi înhuma pe cei care mureau cu sutele, miile. Era ceva strașnic. Îmi amintesc iernile cu gerul de minus 30 de grade și mai mult. Tatăl cu sanii aducea cadavrele spre cimitir. Până în prezent, acolo sunt acele morminte frățești. Surorile Tamara și Nele locuiesc de mulți ani la Tiraspol și deseori, când se întâlnesc, își amintesc cum împărțeau bucata de pâine, cum luptau pentru viață. Buboteaza este una din cele 12 sărbători mari marcate de ortodoxi. Potrivit canonelor bisericești, apa se sfințește timp de 2 zile și acest lucru a început deja astăzi. Dis de dimineață, creștinii s-au adunat în lăcașele divine. Ajunul de bobotează e zi de post strict. Astăzi a început sfințirea apei. Ritualul va continua și mâine. Aghiasma are un rol deosebit în obiceiul bobotezei. Ea este considerată o adevărată sfințenie, care tămăduiește sufletul și corpul. Această sărbătoare pentru mine este una sfântă, e credința în Hristos, numai în El, iertarea păcatelor, adresarea către Domnul cu rugăciune, o credință sinceră. Este o sărbătoare frumoasă dată de la Dumnezeu să ne ierte păcatele și să și pași pe pământ, liniște în casă la toată lumea și un cer senin și numai bine. Mâine, de botezul Domnului, mulți credincioși, după serviciul divin, se vor cufunda în cristelnițele pregătite din timp în fiecare oraș. Și pentru ca scăldatul de bobotează să ne aducă numai bucurii, slujitorii bisericești îi cheamă pe inuriași să facă acest lucru ziua, în locuri special utilate. Acolo vor fi respectate toate regulile de securitate. Vuietul tehnicii grele a răsunat în ajun pe plaja orășenească din Tiraspol. Aici, cu ajutorul unei macarale, a fost instalată cristelnița. O punte de lemn duce spre ea. Cristelnița a fost decorată cu crengi de conifere. Pe mal sunt corturi pentru a te încălzi. Apa va fi sfințită pe 19 ianuarie la ora 7 dimineața. Pentru toți, ceai fierbinte și produse de patiserie. Va fi un punct al salvatorilor și unul al Ministerului Afacerilor Interne, care vor verifica să nu fie în not neautorizat, totul să fie bine. Avem decorațiuni, iluminare, un set standard. La Bender, cristelnița a fost instalată pe plaja orășenească lângă cetate. Dacă nivelul apei în Nistru se ridică sau scade, cristelnița își reglează nivelul. Dacă cobori în ea, apa va fi undeva până la piept. Potrivit prognozelor, Nistrul se va ridica cu încă jumătate de metru. Aceasta înseamnă că nivelul apei va fi excelent. La Dubăsari, scăldatul de bobotează va avea loc pe malul râului lângă hidrocentrală și în Slobozia vă puteți scălda în 2 locuri, pe plajele din partea rusă și moldovenească. În raionul Kamenka vor fi echipate 3 locuri, pe plaja orășenească și în localitățile Rașcov și Hrustovaia. La Dnestrovsk toți vor fi așteptați pe teritoriul clubului de iaht. Vor organiza zeamă fierbinte și punci aromat. La Râmnița Cristelnița a fost amenajată într-un loc nou, cheiul de pe strada Valcenco. Aici se vor scălda de bobotează pentru prima dată. O
116.000 de ruble. Atâția bani nistrenilor le-au fost întorși în cadrul programului cashback-ului turistic timp de 6 luni. Acum, tururile zilelor de odihnă și excursiile cu reduceri sunt în pauză. De ce? Povestim în continuare. Cashback turistic. Un tur prin țară de 3 zile cu o reducere de 50%. La excursiile de o zi, reducerea a format 20%. Cashback-ul turistic a fost lansat pentru prima dată în luna iulie a anului trecut. De acest serviciu s-au folosit în jurul la 800 de persoane. Потратили наши туристы в пределах суммы это 351 тысяча рублей. Туристы наши au cheltuit o sumă de 351.000 de ruble și întoarcerea banilor a constituit 116 ruble pe cardul Clever. Accentul de bază s-a făcut pe faptul că turiștii noștri să se deprindă cu tururile de multe zile și să călătorească prin Nistrenia mai bine de 2 zile. Oamenii au participat destul de activ. Acest program le-a plăcut atât realizatorilor serviciilor turistice, cât și turiștilor. Printre cele mai populare rute a fost Inelul de Aur al Nistreniei. Acestea sunt satele de la nordul Republicii, Valea Adâncă, Rașcov, Stroiești. În timpul apropiat din nou, la excursiile prin Republică vor fi reduceri. Programa cashback в этом году планируется запустить весной. Se planifică lansarea programului cashback în anul curent, primăvara. Actualmente se lucrează cu băncile pentru perfecționarea lucrului platformei Bilet PMR. La noi sezonul de bază cel mai popular pentru turiști este timpul cald, începând cu primăvara și până toamna târziu. Până ce puteți alege, încotro doriți să călătoriți prin Nistrenia împreună cu prietenii și familia. De la concursul sarmalelor și copturile din cuptor până la cântece moldovenești și hore. La Târnau, ca în zilele de odihnă, va avea loc sărbătoarea Chiralei Saleisa, tradițional în Casa Muzeu Casa Caraman. Vor fi multe sarmale, va evolua Avramov Band. Мы расширили територию с помощью дороги. Noi am extins teritoriul datorită drumului. În curte va fi zona sarmalelor, așa și se va numi. În drum vom organiza un program de cântece, întâlniri, dansuri, meșteșug popular. Vrem în acest an să punem la licitație ceaunelele. Banii câștigați vor fi orientați pentru acțiunile de binefacere. Festivalul sarmalelor în Casa Caraman se va desfășura timp de 2 zile, la 20 și 21 ianuarie. Sărbătoarea ia start la ora 12, intrarea 20 de ruble. Sunt invitați toți doritorii. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară CIB. Iar noi vă dorim cele bune în continuare și doar noutăți plăcute tuturor. La revedere!